A fost odată un împărat care era deja foarte bătrân și, neavând urmași, i-a venit o idee. A dat poruncă să se anunțe prin împărăție și țările învecinate ca toți tinerii puternici, indiferent că sunt din familii înstărite sau mai modeste, să vină la palat. În următoarea zi a fost plin palatul cu tineri, care mai de care mai frumoși și mai puternici. Printre tineri era și Ioan, un tânăr chipeș înalt, cu merlat și o înfățișare luminoasă, că ți-a fost mai drag să te uiți la el. Pentru că provenea dintr-o familie foarte săracă, cei din jur s-au cam uitat bajocoritor la el. "Uită-l și pe ăsta! Ce crede el în zdrențele astea că va deveni împărat?" spunea unul cu voce tare, făcând lumea din jur să râdă de el. "Liniște! Regele intră!" Și dintr-o dată toată lumea se întorcea cu privirea spre tron. Apoi, cu capul aplecat, așteptau tăcuți și curioși de ceea ce va urma să se întâmple. "A venit timpul să mă retrag. Sunt deja bătrân și sunt nevoit să aleg următorul împărat," a spus regele cu o voce obosită. "Am decis să vă pun la o probă și cine va câștiga îmi va merita tronul. Câștigătorul va fi următorul vostru împărat. Vă voi da fiecăruia o sămânță, însă una foarte specială. Cu această sămânță veți merge acum acasă, o veți semăna, o veți uda și veți avea foarte mare grijă, pentru că de ea va depinde viitorul vostru. Peste un an, vă întoarceți cu ea înapoi și doar atunci vom afla care dintre voi va fi următorul împărat." Fiecare tânăr în parte, încrezător și cu zâmbetul pe buze, că el va fi următorul împărat, s-a întors spre casă. La fel a făcut și Ioan, care deja era așteptat în ușă de mama lui. "De ce v-a chemat regele? Își adună tinerii pentru a merge în luptă?" întreba mama lui bătrână foarte îngrijorată pentru unicul ei fiu. "Nu, mamă, stai liniștită, ne-a chemat să ne pună la o probă. Și ne-a dat la fiecare câte o sămânță, apoi a spus că e foarte rară, deci trebuie să avem mare grijă de ea. Peste un an trebuie să ne întoarcem la palat și doar atunci regele își va alege urmașul." "Vai, fiul meu, ce rege minunat ar fi din tine!" a exclamat mama plină de speranțe, apoi fugi în grădină unde avea o palmă de pământ bun. A pregătit un vas și l-a ajutat pe Ioan să așeze sămânța cu mare grijă în ea. Zilele treceau și prin sat se auzeau zvonuri că au început să răsară plantele din semințele împărțite. Ioan a fost foarte trist pentru că sămânța lui încă nu a încolțit, dar nu și-a pierdut speranța și o uda mai departe cu grijă. Chiar și vorbea. Au trecut deja 6 luni, dar sămânța lui nu se mișca. Într-o zi, în timp ce Ioan se întorcea de la câmp, tinerii din sat au început fiecare să se laude cu planta lui. "Ioane, hai, cât tare îndrăzne te-a arătat în fața regelui, arată-ne și tu ce ai!" își striga unul dintre tinerii cu ralii. Ioan era tare abătut. "Au trecut 6 luni și tot nimic. Ceva chiar că n-am făcut bine," a spus în gând Ioana, plecându-și capul și mergând mai departe. Toți ceilalți aveau deja copăcei și plante înalte, dar el nimic. Și uite, așa a trecut anul. A venit timpul pentru a merge cu planta răsărită în fața împăratului. "Mamă, mamă, ce pot să mă fac acum? Ce n-am făcut bine? Cum pot să mă prezint așa în fața împăratului, doar cu un vas plin de pământ?" Ioan a fost foarte disperat și n-a vrut să meargă. "Vai, scumpul meu, nu poți face așa ceva. Ar fi jignire față de regele nostru. Du-te, dragul meu, la urma urmei, sinceritatea contează," îl îndruma mama cu supărare mare în suflet. Ioan știa că mama lui are dreptate și porni la drum spre palat.
Când a ajuns, a rămas uimit de plantele prezentate de ceilalți tineri. Erau care mai de care, frumoase și colorate. Ioan și-a așezat și el rușinat vasul cu pământ, iar cei din jurul său au început să râdă. Ei, cel puțin ai încercat și tu!" striga bajocorător un tânăr din mulțime, în timp ce râdeau în hohote. Liniște! Regele intră!" Și dintr-o dată așa liniște s-a făcut că Ioan își auzea și bătăile inimii de frică. Plimbându-se prin mulțime, regele privi cu atenție la fiecare plantă și zâmbi. Când a sosit aproape de vasul lui Ioan, regele și-a ridicat privirea spre mulțime și a salutat pe cei prezenți. Bine ați revenit! Ioan a încercat repede să se ascundă undeva în spate. Poate nu-i va observa regele vasul și va scăpa. Ce plante minunate și ce flori atrăgătoare ați crescut! Astăzi unul dintre voi va deveni cu siguranță împărat! Zise regele uitându-se prin mulțime, exact în ochii înspăimântați al lui Ioan. Pornind mai departe să admire frumoasele plante, dintr-o dată observa un vas gol. Ce înseamnă asta? Cine a îndrăznit să se prezinte după un an cu un vas gol? Al cui este acest vas? Aduceți-l imediat în fața mea! A poruncit regele gărzilor care stăteau de pază în jurul tronului. Ioan a fost îngrozit. Vai, oare ce va fi cu mine? Poate mi-a capul! Ce va fi cu sărmana mea mamă? Gândi speriat în timp ce garda îl lua să-l ducă în fața regelui. Iartă-mă, măria ta! Dar chiar nu știu ce s-a întâmplat. Silnic o stropeam, o îngrijam, chiar i-am și vorbit. Dar nimic, spuse Ioan îngenunchiat cu privirea spre pământ. Regele a pus mâna pe umărul lui și i-a spus, ridică-te! Cum te numești? Și de unde vii? Ioan mă numesc, măria ta, și vin dintr-o familie săracă de țărani, de pe aici, din apropiere. Cine ți-a spus să vii cu vasul gol? Îl întreba regele cu o voce caldă. Mama mea, măria ta. Tinerii au început să râdă. Liniște! A strigat regele, uitându-se apoi spre mulțime. Iată, noul vostru împărat! Băiatul nu-și putea crede urechilor. Dar sămânța nici nu crescuse, cum ar putea el să fie noul împărat? Se întreba mulțimea revoltată. Împăratul și-a ridicat mâna făcând semn să fie liniște și a spus. Cu un an în urmă am dat fiecăruia dintre voi o sămânță. V-am spus să o semănați, să o udați și să o aduceți astăzi înapoi. Toți dintre voi, cu excepția lui Ioan, mi-ați adus plante și flori. Când ați văzut că sămânța nu crește, ați înlocuit-o cu alta, de la voi. Doar Ioan a avut curajul și sinceritatea de a se prezenta cu vasul gol în care se află sămânța dată de mine. Și știți de unde știu? Toate semințele împărțite au fost fierte. Nu aveau cum să încolțească, a spus împăratul. Datorită faptului că a riscat să-i fie tăiat capul, prezentându-se în fața mea cu un vas gol, doar ca să-și facă datoria, datorită faptului că și-a ascultat mama care l-a crescut să fie un bărbat cinstit și curajos, el va fi noul vostru împărat. Trăiască regele! Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să o distribuiți. O duminică binecuvântată vă doresc! La revedere!